CS Mioveni a obținut al treilea succes consecutiv astăzi, impunându-se cu 1-0 în fața Reșiței, prin reușita senegalezului Gaye din repriza secundă. Gazdele au dominat prima repriză și au irosit câteva ocazii importante prin Ene și Aiza, dar scorul a rămas 0-0. O partidă cu o încărcătură aparte. Veneam după două jocuri foarte bune și eram obligați, prin prisma rezultatelor, să încercăm să ne agățăm și de acest joc, să încerc să-l câștig, chiar dacă a fost o presiune mai mare asupra jucătorilor, pentru că știți cum e, este greu să mergi etapă de etapă, să poți să-i capacitezi, să se concentreze pentru numai victorii. Și vreau să-i felicit că înțeleg ceea ce eu le cer. În repriza a doua, pe fondul unui joc mai bun al celor de la Reșița, echipa pregătită de Marius Stoica a reușit să înscrie și să obțină toate cele trei puncte. Voi încerca în continuare, să luăm pași, așa, pași mărunți, să nu ne gândim decât la următorul joc. Nu vrem să facem calcule la celelalte, dialoguri care le-am avut cu dumneavoastră, nu vreau să mă gândesc decât la ultima etapă, să privesc în urmă și să fiu mulțumit și eu și jucătorii ce am realizat. După acest succes, argeșenii sunt pe locul 8 în clasament cu 26 de puncte. În etapa următoare, CS Mioveni joacă în deplasare cu ASA Târgu Mureș.